Pe lumea asta sunt două feluri de bărbați. Bărbații care cred că se pricep la toate și bărbații care nu se pricep la nimic. Pentru bărbatul meu asta înseamnă exact același lucru. De exemplu, el s-a ocupat de rețeaua electrică a casei. Pe acum, dacă vreau să fac duș, nu pot să stau cu lumina aprinsă. Și dacă sună cineva la ușă, se pornește hota. În camera copilului nu folosesc electricitate. Am încercat și de atunci copilul nostru crede că electroșocurile înseamnă să apeși pe întrerupător. Probabil credeți că noi trăim în secolul 17? Nu! Dacă e să ne luăm după scurgerea de la toaletă reparată de tati, păi noi de-abia batem la poarta evului mediu. Am ajuns să-mi fie frică să-i mai spun că s-a stricat ceva. Păi am avut odată o problemă cu o balama. Pe vremea aia încă mai aveam ușa de la sufragerie. După ce a rezolvat tati problema, a trebuit să dărâmăm peretele ca să oprim inundația. Că știți, se pare că prin pereți trec conducte și fire electrice, adică apă și electricitate, sau în cazul soțului meu, o serie de surprize neplăcute. Știți cât sunt de expertă în instalații sanitare? Păi mânuiesc cheia franceză mai bine ca rujul. Dar în ultima vreme repar lucrurile pe ascuns. Cum pleacă la meci, cum sar și montez o lustră. Știți cum mă simt? Parcă aș comite adulter cu electrocasnicele din casă. Când mi s-a stricat laptopul, n-am mai avut cum să mă ascund. Bineînțeles că se pricepe și la IT. Doamne, dar e incredibil câte piese are un laptop și cât e de greu să le baci pe toate înapoi în carcasă. Dar dă-l în măsa de laptop, bine că mai avem copil. Săracul, acum 2 săptămâni și-a spart capul. Eu îl ștergeam de sânge când a apărut al meu cu un ac, ață și o sticlă de coniac. Eu am rămas perplexă. El mi-a explicat că acul l-a sterilizat în foc și coniacul îl bea el ca să nu leșine când vede sânge. Am luat copilul și m-am dus la spital. Acum e bine sănătos, iar singura persoană care se atinge de coniacul ăla bun sunt eu.